Salutare toată lumea, sunt Edi și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face un episod despre cum să modezi GTA-ul San Andreas, să faci un mod de grafic, așa, un NB pentru PC-uri mai bune. Pentru că e cel mai bine optimizat NB pentru calculator. Dacă ai un PC praf, nu știu. Nu știu cum o să-ți meargă. Dar dacă ai un PC destul de bun, îți recomand modul ăsta, pentru că face jocul super fain. Adică, hai să vă și arăt. De fapt, prea uitați aici. Opa, bă, pus full. Ioi. Așa, dar nu așa. Gata. Dar prea vă arăt, uite aici. Așa arată. Vedeți? Ce fain e. Bam. Și mult mai fain și... Nu, mere cam aproape pe toate PC-urile. Deci, în primul rând, intrați în linkul din descriere. Dați download de aici. Poc. Dați start download. Așteptați să se facă. După ce s-a făcut, îl dezarhivați. Eu am aici cu toate modurile. Ce moduri am eu pe aici. Intrați acolo. Și în folderul unde e GTA-ul. Numai că eu îl mai am ăsta deja pus. Numai că vi-l arăt cum să faceți. Deci, primul rând, intrați aici. Pe ăsta, pe SA DirectX. Pentru... Bine, acum depinde, dacă jucați, vreți să jucați SAM cu el, puneți pe SAM, pe single player sau MTA. Joc pe single player, așa, și alegeți care vreți să fie. Aveți PC-uri mai foarte slabe, foarte, dacă aveți foarte slabe, nici nu vă mai faceți NB. Că așa se cheamă, shader-ul ăsta de NB. Dar pentru alea mai proaste, faceți very low, după low, medium și high. Eu fac medium. Că iar dacă joc și GTA 5 Ultra, tot medium trebuie. Așa, și începeți. Puneți și acili așa. Astea. Da, da, da. Ioi, ioi, stai un pic. Dau copii. Pun la loc, cine știe. Nu trebuia să... Trebuie să pun ăsta. Să văd și eu cât filmez. Așa, și să țin numai timer, nu, nu. Fără de astea, restul delete. Perfect, gata. Deci, luați, dați așa, dați copii sau cum vreți. Perfect. După dați pe depo field-ul să fie și dumnealui. Stai să se să nu facă aceeași greșeală. Copy, paste. Da, boss. Așa, apoi aveți un optimizer, dar vă recomand să nu puneți ăsta. Doar să zicem numai optimizerul ăsta. Pentru că vedeți cele mai am odată. Și fix tot puneți astea toate. Copy, paste. Dacă aveți Windows 10, dacă nu, nu cred că e problemă, nu trebuie să asta. Cam asta e tot. Atâta trebuie să faceți, stai. Ce am bă aici? Așa. Op, să le iau pe ambele. Și acum aveți două opțiuni, să zic, cum să-l deschideți. De-am zis să nu... Să lăsați ăsta default, cum e el. Pentru că, nu știu, mie la... Că l-am pe Rockstar, toate se deschide, uitați aici. L-am... Nu, deja își dă update. Își dă update de fiecare dată. Când vede că niște chestii, știți, sunt înlocuite la asta. Dacă l-aveți cracat, nu, vă recomand să nu înlocuiți GTA sau de acolo, cum am făcut eu mai înainte. Așa puteți să intrați direct de aici. Dar dacă nu merge de aici și dă crash sau ceva, pentru că eu îi dau play de aici, de la el, dați asta. Radar admin for NB. Poc,
și dați yes aici. Și aici așteptați o țară, dați ce vreți, unde zice acolo press any key și ar trebui să deschidă jocul. Numai că nu, eu nu îl folosesc de aici. De azi. Uitați aici, mie îmi deschide așa că am două monitoare. Și văd că dacă dați de acolo, nu n-am, am 1080p-ul, dar selectează rezoluția asta așa de cartofi. Și pe ăsta altul nici atât, că e mai mic celălalt. E 1440x900 celălalt monitor. Și de aia frumos, de aia zic să nu dați acolo frumos pe GTA. Stai că am și ieșit. Aici Games. Hop, hop și hop și dați direct pe GTA San Andreas. Uitați așa. Poc. Dai să văd. Vedeți, mie îmi deschide direct ăsta. Stai că-l pun pe ăsta alt. Aici. Opa. Poc și vă deschide asta. Dacă nu, o să vă intre automat. Da, aici, ok. Și să fac, să vă arăt de fapt un mic preview. Așa. Trebuie să ne intre din or în orice moment. Da, zic să folosiți la medium, la grafici, dacă aveți chiar PC high-end. De jucați, nu știu, toate jocurile pe ultra, la toate. Zic să folosiți, nu, pe high. Dar medium arată oricum fain. No, și ați văzut că mi-a arătat ecranul ca și cum mi-o da crash, da, n-are mic. Yeah. Acum se vede urât. O să vă arăt mai încolo. It's mama. O muri mama. Nașpa. Ia, poate vedeți o diferență. Uitați cum se vede. Oh my god. În fine, dăm skip, cred că știți deja asta. Dar aveți aici și se vede, bă, ce întunecat, mă, zici că-s pe noapte. Opa. Scuzați că, de fapt, nu. Am aici, am download, opa. Dă-i bă load. Gata, ba nu. Of, nu sta să vedeți. Deci, zic să folosiți ăsta. Bă, dar ce, doamne, mă, uite, mă bagă în setări. Fără pre-pass, care arată urât. Bloom, da. Lens, da. Adaptation, da. De profil, da. Motion blur, niciodată. Și alea rămân așa și așa. Deci ceva gen. Sarete. Și asta e tot, stai, dau save. Așa. A, da. Și să debifați asta, ambele. Dacă le aveți așa, face lag cu asta. Așa și gata. Să dau save configuration. Cred că l-am făcut din nou și de aia nu mai mergea. Și uitați cum se vede. Mai deschis, mai frumos. Bum. Ne plimbăm pe aici prin neighborhood. Pe la Balaș. Ia uitați ce frumoasă e apa. Mamă, zici că e reală. Wow. Cum arată GTA-ul ăsta. Mai puteți să mai puneți moduri. Numai că nu știu, s-ar putea să de crash sau ceva. Mai ies și pe YouTube la alții, dar mie îmi place așa numai. Da. Așa folosesc, nici prea multe să arate ca realitatea, dar nici prea clasic. Ia. Se că vreau să-l dau pe smoke. Ați văzut? Un pic îi băguită reflexia. Uite. Ce e aia? PS-ul se vede în aer, reflexia. Uite și la tablou ăsta. Stop it, boss. Ăs și moduri să uite ce plutește aia. Ăs moduri să înlocuiască cum arată CG, să-l facă mai HD. Uitați și voi cum arată capul. E desprins de gât, zici că e așa o altă culoare. Ciudat.
Stai, boss. CJ. Oh, my dog. Gata, tot am văzut. Sweet and Candle. Da, asta cred că știți și voi toate astea. Ia să vedem. Mă sper să nu decrești. Haideți, băieți, să mergem în Grove Street. Ioi. Acum nici mie nu merge 60 FPS-uri, e 55. Oh, bă. Aha. 54 scade și la 40, pentru că totuși nici nu e optimizat ca și cum. Nu e făcut de la ei să arate așa și nu are lag. Bă, pleacă, bă, de aici. Mă, ce fain se vede. Umbrele. Nice. Just a liability, CJ. Strălucește bicla. Straight back into the game, right, dog? Bă, dar ce greu merg ăștia. Ce vrei, mă? Că acum bag o parolă. Uite ce fain e aici. Luminos. Fain când plouă în joc. Sau... vă arăt unde e fain. Hai, las, bă. Uite, vine și ăla. Și trâncălă. Bum. Nu mai pușca mașina. Bam. Fugi. Dăm aici boost. Ium. Hai, las, bă, băieți. Yeah. Și sunt în fața lui. Muhe, săraca. Bum. Dacă vă mere greu jocul, zic să mai... Nu, să nu folosiți medium. Să folosiți low sau very low, că tot arată bine oricum. Decât default-ul. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia. Some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Bă. Respect plus. Go inside CG's house. To continue. Ia. Yeah. A, păi știu asta pe de roz deja. Cu discheta aia. Uite, uite cum arată. Uite-mi picioare de acolo pe scări. Așa. Aveam o salvare. Și e fain că te poți uita pe geamuri dacă e zi afară. Nu trebuie să ieși afară să vezi dacă chiar e zi. Când salvezi. Uite ce fain e. Ghosty Rider? Da, nu-mi pasă. Opa, astea că mă sună. Da, boss. Hello. Pa, boss. Ia uitați, aici băgați J-U-M-P-J-E-T. Boom. O simplă parolă. Mamă, dar ce tare s-aude, stai. Audio. Bă, stai, bă, că-mi iau
Da. Chiar se aude tare. Asta-i... Asta aici. Postul meu de radio favorit de pe GTA. Prea fain. Nu știu să merg repede aici. Asta să vă arăt. Map Legend. Bă, de pe tot ecranul. Trebuie să scot. Aici. Sau stai. Unde vreau, mă? Pe aici pe undeva. Pe aici pe undeva e fain să... Hai să zicem aici. Fain să stai. Rescu Legendul ăla. Legend nu o lasă. Așa. Ion. Uitați apa. Ce frumos. Și avionul meu. Lol, da, e un pic am băguit, dar dacă sunteți pe jos. Opa, trebuie să bag o parolă. Aia e la capa măi. Gata, boss, las-mă în pace. N-ar trebui să... Bă, dar vine o rachetă după mine. N-ar trebui să fie probleme dacă merg pe jos. Uite, Hydra. După mine venea. A, nu, nu aici, mai încolo un pic. Uite. Stai să văd. Hai să aterizăm. Și... Bă, dar nu vreau mai aici, da? E bine și aici. Uitați. Ce frumos se vede. Și noapte și mai fain. Uite acolo, așa. Veni prea încoace. Aici e super fain. Aici. Cel mai bun loc. Haideți, bă, băieți. Ia uite. Opa. Uite și Hydra mea acolo și avionul ăla. Aici, așa. Stai să vezi. Mamă. San Fierro. Și podul ăla. Prea fain, mă, zici că nici nu mai e GTA San Andreas. Da, băieți, da, eu vă las aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să distribuiți acest videoclip. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!